Astăzi, 31 august, în anul de grație 2010, cu două săptămâni înaintea celui de-al 13-lea congres al Partidului Comunist Român, un grup de brigadieri din Moeciu au depus un mare efort de a îndeplini și a depăși planul quinquennal pentru această perioadă. Tinerii patrioți au venit în număr foarte mare de la o oră înaintată. Mai întâi de toate au cărat o grămadă de lemne, astfel ajutând patria și țara în vederea efortului de luptă împotriva fascismului. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat un mesaj de felicitare și de urare tinerilor participanți la această școală de vară. Să găsim copacii tineri, să găsim tot ceea ce este bun. Suntem în construcțiile socialismului. Poporul în care tineretul are un rol de seamă, el a realizat tot ceea ce am obținut în dezvoltarea socialistă a patriei noastre. Ei sunt eroi care trebuie să-și aibă loc în film, în teatru, în poezie, în artă, în literatură, în pictură, în toate domeniile artei. Iată ce spune unul din participanți la această mare acțiune patriotică. Forestieră? Ce se întâmplă? Am apărut la munca forestieră, circa 3.000 de muncitori din uzinele 23 august și 4.000 de soldați de la unitatea militară 0600. Cum a fost îndeplinit obiectivul socialist al țării noastre? S-a spart norma, după cum ați văzut. Am reușit să defrișăm circa 40 de hectare de arini, fag și... La îndemnul cărui tovarăș ați venit? La îndemnul tovarășului Nicolae Ceaușescu și la îndemnul secretarului de stat Liviu Tofan. Care a fost, nu știu, reacția oamenilor care au muncit aici? Au venit singuri, presupun, nu? Este vorba de voluntariatul și vorba de munca patriotică pe care fiecare cetățean al patriei conștientizează această realizare măreață. Ce sumă de bani a fost? Suma de bani cu care a fost economisit țara, a fost circa 4 miliarde de dolari. 4 miliarde de dolari pe care îi vom folosi evident în educația și vom investi în educarea tineretului liber. Vă mulțumesc foarte mult.